După târgul de cai desfășurat la jumătatea lunii iulie, zona stadionului din comuna Hârtiești va fi din nou transformată în iar maroc. La inițiativa autorităților locale, la sfârșitul acestei săptămâni, mai exact în zilele de 10 și 11 septembrie, se va desfășura prima ediție a târgului de toamnă, un târg ce se vrea a fi dedicat fructelor, legumelor și produselor tradiționale, în care producătorii locali, dar și cei din alte zone ale județului sau din diferite colțuri ale țării, să-și prezinte și mai ales să-și vândă marfa. Totodată, la târgul de toamnă de la Hârtiești va avea loc și un concurs de tracțiune animală, însă detalii despre toate acestea ne-a oferit primarul din localitate, Cosmin Ștefan. Vă așteptăm data de 10 și 11 septembrie 2021 la prima ediție a târgului de toamnă de la Hârtiești. Cu această ocazie vreau să invit toți producătorii locali și nu numai din toată zona, producătorii de legume, fructe, produse agricole, ceapă, ardei și toate cele, cât și deținătorii de animale. Tot cu această ocazie va avea loc concursul de tracțiune animală, concursul de cai, un eveniment frumos cu premii pe măsură. Ce să vă spun, mai multe surprize, dar vă așteptăm să le vedeți la fața locului. De unde a venit ideea organizării acestui târg? Pentru că nu există. Ideea organizării a venit, să fiu sincer, în timpul sărbătorii de marină, de acum două luni. Împreună cu organizatorii de atunci, am avut, să zic așa, niște parteneri. Noi am vrut să organizăm concursul de tracțiune la momentul respectiv. Nu am avut avizul necesar și am zis că nu e cazul să încălcăm niște reguli. Și a rămas să stabilim o dată ulterioară. Și dacă tot am stabilit data, am zis să legăm cu ceva. Și să nu fie numai concursul de cai, să mai fie și altceva. Și asta a fost și ideea, să organizăm un târg de toamnă la Hârtiești. Sperăm că totul va fi frumos, vă așteptăm cu drag, timpul cred că ne ajută, că perioada de ploi se cam duce. În zilele de 10 și 11 septembrie, comuna Hârtiești se îmbracă în haine de sărbătoare. Târgul de toamnă de la Hârtiești. Legume, fructe, grătar cu pastramă, bulzi și multe alte bunătăți pe care vă invităm să le savurați. Nu ratați nici concursul de tracțiune animală. Târgul de toamnă se va desfășura în zona stadionului. Vă așteptăm!